Este pentru prima dată când Muzeul Municipal din Mediaș organizează un astfel de eveniment, și anume o expoziție personală de fotografie pe care foarte ușor și lejer putem să o includem în, într-un termen mult mai general, și anume steoarta. Expoziția, după cum bine știți și ați văzut până acum, este realizată de către Cosmin Bergean. Este tânăr speolog, dar cu foarte multă experiență. Fotografiile sunt realizate în cea mai mare parte a lor în două peșteri. Este vorba despre ghețarul de la Scărișoara și peștera Pojarul Poliței. Însă, în cadrul expoziției mai sunt cuprinse și câteva lucrări din peștera Huda lui Papară, din peștera Urșilor și Coiba Mare. Eu nu vreau să vă spun mai multe detalii decât să sper că această colaborare între Muzeul Municipal Mediaș și speologul Cosmin Bergean, mai nou și Asociația de Speologie, Asociația de Ecologie, Speologie și Turism Polaris Med, să nu rămână un eveniment singular pe care sperăm că putem să-l dezvoltăm în cât mai multe forme. Așadar, îi dau cuvântul domnului Cosmin Bergean. Vă mulțumesc în primul rând pentru prezență și totodată vreau să anunț și deschiderea Asociației de Speologie, Ecologie și Turism Polaris Med, ceea ce vrea să fie o continuare a Clubului de Speologie Polaris de la Blaj, din care am făcut parte mulți ani de zile și fac parte. Prin această expoziție a Asociației de Speologie dorim să promovăm speologia în rândul medieșenilor, atât speologia cât și disciplinele conexe, ceea ce înseamnă fotografie, canyoning, protecția peșterilor. Dorim ca medieșenii să aibă un impact plăcut asupra acestor fotografii și a aduna cât mai mulți medieșeni doritori de a vedea această lume subterană și ceea ce înseamnă peștera în sine, cu adevărat. Și pentru a proteja, și ne bazăm foarte mult pe protecția peșterilor, pentru a, ca și cei din viitor să poată avea acces la simpla vizualizare a acestei lumi subterane. Vreau să mulțumesc, niciodată n-am mulțumit la nimeni, dar cu acestea vreau să mulțumesc în primul rând bunului meu prieten, Ovidiu Băcioiu, care în urmă cu 20 de ani, pot să mă exprim așa, m-a băgat în coardă și mi-a arătat ceea ce înseamnă lumea subterană. Mulțumesc celor care m-au ajutat la realizarea acestor fotografii, colegilor, membrilor Clubului de Speologie, care m-au ajutat la realizarea fotografiilor, care au stat ore întregi lângă mine pentru a surprinde aceste imagini. Mulțumesc prietenei mele care mă acceptă așa cum sunt, cu drumurile lungi și lipsind de acasă și dese și lipsind de acasă. Și sper din tot sufletul ca Mediașul să promoveze, Mediașul să fie promovat și pe acest plan, pe plan speologic. În continuare, vreau să dau cuvântul unuia dintre cei mai mari speologi ai țării noastre, un bun fotograf, poate dintre cei mai buni, alături de Cristian Lascu, fotograf ai țării noastre, bun speolog, cel care a descoperit foarte multe galerii în cea mai frumoasă peșteră din țara noastră, Piatra Altarului. Practic, el este și custodele acestei peșteri, președintele Asociației Rangerilor, președintele Clubului de Speologie Politehnica Cluj-Napoca, și a făcut foarte mulți ani parte din Departamentul de Protecție a Federației Române de Speologie, Mihai Ghirion. Aplauzele sunt pentru el. Prezentarea a fost destul de impresionată și este oarecum adevărat. Asta cu fotografia cel mai bun și urmă. Trebuie să știm fiecare în ce sertar stăm. Așa că aici un pic te contrazic. Mulțumesc pentru gândurile frumoase.
Am venit de la Cluj pentru acest eveniment cu o foarte mare plăcere, pentru că am revenit din vremurile copilăriei, când am făcut câțiva ani aici prin media, și revin de fiecare dată cu extraordinar de mare plăcere. Și am fost impresionat de, în primul rând, de gestul muzeului și de muzeul în sine și de clădirea care adăpostește acest muzeu. Extraordinar, și în nume personal și al Federației Române de Sociologie, mulțumesc mult muzeului pentru găzduirea acestei expoziții. Gândeam că o să apuc să fac niște poze prin centrul orașului, le-am făcut aici și sunt foarte mulțumit că am reușit acest lucru. Ce să vă spun? Îl cunosc pe Cosmin de vreo 10-11 ani. Nu facem istorie, dar totuși el a participat la scrierea unei pagini de istorie a speleologiei românești, la reinventarea, dacă acceptați acest cuvânt destul de mult folosit în ultima vreme, a Festivalului Național de Artă Speleologică Speoarta, pe care împreună cu domnul Băcioiu și cu Clubul Polaris Blaj am reînceput să-l organizăm după o lungă pauză în 2000 la Blaj. 2000. Da. A 20-a ediție a festivalului. A 20-a, dar care fusese întrerupt pentru mulți ani, și am stat împreună, ne-am gândit, am găsit soluții, am vorbit cu autorități și cu sprijinul lor și cu entuziasmul lor și al nostru ca Federație Română de Sociologie, am reinventat acest festival care a avut 3 sau 4 ediții acolo la Blaj, după care l-am răspândit în întreaga țară. Anul ăsta va fi la Cluj, în mai. Vă invităm cu plăcere să veniți. Dar mă gândesc că O asemenea manifestare speleologică ar putea să aibă foarte bine loc la Mediaș. Și vă mai spun ceva, un lucru la care nu m-am așteptat, n-am crezut că să fiți atât de mulți la această prezentare. Înseamnă că gândiți pozitiv față de mediu, față de încercările noastre, ale celor care ne ocupăm de peșteri, de a vă împărtăși câte ceva din pasiunea noastră, și din ceea ce vedem, și din motivația care, de fapt, ne mână pe noi prin oraie, prin prăpăstii, acceptați ghilimele de rigoare pentru prăpăstii, prin mers pe corzi, riscat uneori viața, viituri care ne blochează în peșteră, vedem la televizor astfel de lucruri, ca să surprindem aspecte din această lume subterană colosală. Aș vrea să-l felicit pe Cosmin pentru inițiativă, pentru fotografii care sunt excepționale. Am văzut imagini din Scărișoara pe care am vizitat-o de foarte multe ori, cu totul inedite și foarte reușite și surprinzătoare pentru mine, vă spun foarte sincer. Revăd pojarul poliției în care am fost, revăd celelalte peșteri pe care le știu, într-o încercare și într-o ipostază artistică de foarte bună calitate. Vă rog să mă credeți că am văzut foarte multe imagini de peșteră și am participat la facerea câteva mii. Mulțumesc. Îi felicit de asemenea pe coechipierii lui. Speleologia în sine este o activitate de echipă și fotografia de peșteră nu se face de unul singur, decât în extrem de puține cazuri, dar oricum ești cu echipa din acea peșteră împreună. Îi felicit pe colegii lui pentru răbdare și pentru pasiunea pe care au pus-o, ca aceste fotografii să fie astăzi expuse aici la muzeu. Cam atât. Mulțumesc mult pentru atenție.